Breaking news, doamnelor și domnilor, pentru un document pe care vi-l prezentăm în exclusivitate în această seară, un document despre care n-a vorbit nimeni în aceste zile. 30 august 2017, alaltăieri. De la Bruxelles pleacă către domnul Tudorel Toader, ministrul justiției. Haideți, arătăm documentul cu pricina. Scrisoarea din partea doamnei Paraschevi Mihu, care este secretarul general adjunct al Comisiei Europene, și aș fi zis că l-a certat pe domnul Toader rău de tot, că și-a manifestat măcar îngrijorarea cu privire la anunțurile domnului Toader, la intențiile domniei sale de a schimba legile justiției, zic măcar îngrijorarea, pentru că așa l-am auzit pe ambasadorul Statelor Unite, în condiții, așa am auzit-o pe doamna care conduce reprezentanța Comisiei la București, Angela Cristea. Nu. Și atunci, punem față în față două lucruri. În aceea zi, doamna Angela Cristea, un om numit în timpul regimului Băsescu în fruntea Comisiei Europene, filiala București, emite un comunicat în care zice, cum zice doamna Macovei, șefii de la Bruxelles nu zic cum zice doamna Macovei. Doamna Angela Cristea zice așa, suntem îngrijorați, cum altfel, de modul în care propunerile de modificare a legislației anunțate pe 23 august ar putea afecta independența justiției în cazul în care aceste modificări s-ar regăsi în textele de lege și ar intra în vigoare. N-am să citesc mai mult. Ar afecta independența justiției. Două modificările pe care le-ați anunțat pe 23 august. Zice și doamna Mihu, secretarul general adjunct al Comisiei, în scrisoarea de la Bruxelles în aceea zi. Domnule ministru, pe 23 august ați prezentat amendamentele prevăzute pentru cele trei legi privind justiția. Pentru că aceste legi reprezintă baza salvgardării independenței justiției și funcționării sistemului judiciar din România, acestea au contribuit în mod semnificativ la evaluarea pozitivă a Comisiei în luna ianuarie, a progresului făcut în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. În acest context, considerăm extrem de importantă recomandarea Comisiei privind transparența și predictibilitatea întregului proces legislativ, în care Guvernul și Parlamentul iau în considerare consultările cu autoritățile relevante, mai ales în acest caz din justiție, cât și recomandarea de a atrage sprijinul Comisiei de la Veneția. În vederea facilitării discuțiilor la următoarea misiune MCV în România în perioada 18-21 septembrie și sprijinirea evaluării Comisiei în rapoartele MCV de pe 1 noiembrie, v-aș fi recunoscătoare dacă ați putea asigura transmiterea la timp și în mod regulat către Comisia proiectelor de lege în limba română și engleză în diferitele etape ale procesului de decizie. Aștept cu nerăbdare rapoartele viitoare în legătură cu progresul privind adresarea recomandărilor MCV în timpul vizitei mele în România pe 19 septembrie și aș vrea să profit de ocazie pentru a reitera angajamentul total al Comisiei privind sprijinirea eforturilor României pentru reformarea sistemului judiciar și lupta anticorupție, dar și adresarea tuturor recomandărilor finale ale MCV. Echipa mea rămâne de asemenea la dispoziția dumneavoastră pentru discuții tehnice și sprijin de-a lungul acestui proces. Doamna Țapardel, încep cu dumneavoastră. Ce explicație aveți pentru felul diferit în care arată pozițiile Comisiei și reprezentanței Comisiei la București? Deci, în primul rând, mă bucur că ați prezentat cele două poziții. Sincer, citind inițial poziția doamnei Angela Cristea, am fost foarte surprinsă în numele cui vorbește, dacă vorbește în numele Comisiei Europene sau este o poziție personală, în calitate de simplu cetățean. Evident că nici în calitate de simplu cetățean nu putea să aibă o astfel de poziție, sau ne transmitea un comunicat de presă în care spunea, eu, Angela Cristea, în calitate de cetățean român am această opinie, dar nu în calitate de persoană care conduce reprezentanța Comisiei Europene în România. Evident că domnei ar trebui să dea și niște explicații la nivel de Comisie Europeană cum își asumă o astfel de poziție când avem o scrisoare oficială venită din partea Comisiei Europene.
o adresă oficială care reprezintă normalitatea. Mi se pare o atitudine absolut normală și firească. Domnul Tudorel Toader a fost în repetate rânduri la Bruxelles, a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, cu domnul Timmermans, cu doamna Jourová, cei doi comisari care se ocupă de aspecte ce țin de problemele, să spunem, problemele interne ale statelor membre. Cei de la Bruxelles și cei din Comisia Europeană au înțeles foarte bine demersurile pe care le face guvernul în România de a restabili statul de drept așa cum trebuie să fie în România și de a proteja justiția românească, pentru că în momentul de față urmăriți și ceea ce s-a întâmplat zilele trecute la CSM ieri și zilele trecute la CSM, cred cu atât mai mult că avem nevoie de aceste legi.